Salut prieteni, sunt Angel și astăzi vom face un antrenament pentru abdomen la sală, dar deși poate fi făcut și acasă, pentru că doar într-un singur exercițiu am folosit greutate, și anume în primul exercițiu acesta pe care îl vedeți, cel cu kettlebell-ul. Scopul acestui exercițiu este să aducem brațul la piciorul opus pentru a ne folosi și partea de sus a abdomenului, dar și oblicii. Am făcut câte 10 repetări pentru fiecare parte. Apoi am trecut imediat la acest exercițiu unde stăm tot un pic pe o parte, dacă vă uitați. Sunt un fel de ridicări de genunchi sau de picioare puțin pe o parte. Intră foarte bine partea laterală a abdomenului și partea de jos a abdomenului, unde majoritatea suntem deficitari. Între circuite am făcut pauză de 1 minut, deci după ce am terminat aceste 40 de repetări, 10 pe parte, 10 pe parte, apoi iarăși 10 pe parte, 10 pe parte, am făcut pauză între 30 de secunde și 1 minut și am reluat circuitul de 3 ori, apoi am trecut la următorul circuit, primul exercițiu fiind pentru partea de jos a abdomenului. Ideea este să menținem tensiunea pe abdomen. În momentul în care lăsăm picioarele până la capăt, deja intră partea de rezistență a abdomenului și nu rămâne încordat. Apoi continuăm cu un exercițiu pentru partea laterală a abdomenului. Vedeți că insist pe partea de oblici și pe partea de jos a abdomenului, pentru că de obicei aceștia sunt cei mai greu de lucrat, spre deosebire de partea de sus, unde dacă faci abdomene normale, îți va intra foarte bine partea de sus a abdomenului. La al treilea circuit am făcut acest exercițiu care sincer nu știu cum se numește, nu i-am dat încă o denumire, dar lucrează foarte bine partea de jos a abdomenului. Și apoi am făcut întoarceri rusești tot cu acest kettlebell. Puteți folosi o gantere, un disc, ce aveți la îndemână. Am finalizat cu 4 seturi de 20 de repetări de abdomene de fotbaliști sau abdomene scurte, depinde cum vreți să le spuneți. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!